Salut, băieți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre noile semne de avertizare care au apărut în Fortnite, iar aceste semne de avertizare sau aceste postere pe care o să vi le arăt indică faptul că în Fortnite se va întâmpla ceva foarte curând. Aceste semne la care mă refer se află la Mega Mall și puteți vedea deja că aici se află unul dintre aceste semne și dacă vedeți aici, apare, adică acum este imaginea asta și acum vedeți că este un semn de alertă sau ceva avertizare. Vedeți că este un triunghi roșu cu un semn de exclamare și are și animația asta că se va întâmpla ceva, adică dacă vezi semnul acesta, prima dată te gândești la ceva, un dezastru nuclear. Cine știe? Dar probabil, adică nu putem spune probabil, cred că știm deja despre ce este vorba, cred că are legătură cu robotul și cu monstrul. Nu neapărat cu robotul, pentru că robotul luptă pentru noi, adică încearcă să apere harta asta, să o protejeze. Probabil că este vorba despre o atenționare care are legătură cu monstrul acela misterios. Probabil că el vrea să apară pe harta noastră sau probabil că el vrea să ne atace din nou. Eu personal cred că este vorba despre o atenționare care are legătură cu monstrul, pentru că robotul acela nu este un personaj rău sau ceva care ne-ar putea face nouă ceva rău. Mai degrabă este vorba despre monstru și este o avertizare care indică faptul că în curând sau probabil că foarte curând se va întâmpla ceva. Iar pe hartă nu există doar semnele acestea cu semnul de exclamare cu triunghiul roșu, există și unele postere, adică niște postere cum e asta de aici. Și pe acesta vedem că scrie Duck and, ce scrie acolo? Duck and Hover. Și vedem că este un skin de default care are jetpack, adică cam așa arată, vedeți că așa mi se pare mie că arată. Dar mai sunt și altele, adică sunt vreo 4 sau 5 diferite, vedeți aici că este următorul, aici apare din nou semnul ăla de avertizare. Aici scrie When Danger Strikes, adică când pericolul lovește sau ceva de genul. Când pericolul lovește, ia high ground-ul, adică să iei high ground-ul. Și aici vedeți că este o imagine cu navele alea, adică cu dronele acelea gigantice. Vedeți, de exemplu, că aici pe Mega Mall, adică pe clădire, vedeți aici că este un alt poster și aici vedem că scrie We can build it, adică noi putem să-l construim. Și vedem că este skinul acesta de urs roz, adică Cuddle Team Leader. Probabil că posterul acesta are legătură cu robotul, adică putem împreună sau putem să-l construim. Probabil că are într-un fel legătură. Dar vedeți că pe toate aceste postere apare această animație cu acel semn de avertizare. După care apare posterul, adică se schimbă. Deci cred că toate posterele au legătură cu monstrul acesta și cu robotul. De exemplu, cum v-am spus înainte, ăsta cred că are legătură cu robotul, că îl putem construi. Acesta are legătură cu high ground-ul, adică vă puteți proteja de monstru probabil dacă vă aflați pe una dintre aceste drone sau dacă luați high ground sau ceva de genul. Iar acesta, sincer, nu știu ce semnifică, duck and hover sau ceva de genul. Arată ca și un default care folosește un jetpack. Nu știu cu ce ne-ar ajuta acest lucru, dacă folosim un jetpack, dacă vine monstrul, dar probabil că are și el o semnificație anume. Iar în fișieră mai există și posterul acesta și vedeți că scrie te vrem pe tine, adică we want you. Posterul acesta nu prea l-am găsit în Mega Mall până acum, probabil că este undeva într-un loc pe aici ascuns, pe care nu l-am descoperit încă, însă este posibil să mai apară și alte postere, dar cam acestea sunt cele care se află momentan în fișiere. Probabil că posterul acesta cu te vrem pe tine are legătură cu robotul, adică te vrem în echipa noastră ca să ne ajut să construim robotul. Probabil că are legătură. Iar ca să unim aceste lucruri, adică și robotul, dar și monstru, pentru că până la urmă despre asta este vorba, vedem că robotul a progresat destul de mult, adică cei care îl construiesc, bineînțeles, au progresat destul de mult. Vedem că acum i-au pus și corpul, nu neapărat corpul, adică pieptul și abdomenul sau ceva de genul. Acum o să-i vină brațele și probabil că o să-i mai pună și capul, adică nu văd ce ar mai putea să îi lipsească. Însă vedem că robotul este gigantic, deci dacă robotul arată așa, vă dați seama cât o să arate și monstrul. Dar pentru că robotul are legătură cu monstrul și nu cred că monstrul va ataca în
înainte ca robotul să fie construit, evenimentul acesta nu cred că se va întâmpla până atunci, adică nu cred că trebuie să ne pregătim de acum, ci trebuie să ne pregătim după ce robotul va fi complet, adică construit complet. Cred că până el nu va fi gata, nu se va întâmpla nimic, iar acele semne de avertizare sunt un fel de spoilere sau un fel de teasere care au legătură cu evenimentul. Adică pur și simplu vor să ne informeze că se va întâmpla ceva, dar până vor construi robotul acesta, adică până o să fie terminat, nu cred că va apărea monstrul acela. Adică nu prea ar avea logică, pentru că dacă ar veni monstrul, robotul n-ar putea să se miște și ar putea să-l distrugă, nu cred că are logică. Și cred totuși că doar atunci, adică doar în momentul în care va fi terminat robotul, va apărea și monstrul. Eu personal sunt foarte impresionat de acest proiect, adică despre faza cu robotul și... Totuși, cred că va fi un eveniment foarte mare, pentru că nu cred că vor construi robotul acesta gigantic degeaba. S-ar putea ca robotul acesta și monstrul, adică povestea asta cu monstrul și cu robotul, să continue până în sezonul 10 sau probabil că și după. Este posibil ca datorită lor, adică a robotului și a monstrului, să înceapă povestea sezonului 10. Dacă gândim logic, este vorba despre o luptă între un robot gigantic care este cât harta și un monstru care este cât harta și nu cred că se va termina foarte bine. Din am observat detaliul ăsta, doar acum am văzut că sunt niște drone care construiesc robotul. Deci sunt niște drone din astea mici, ca și acelea cu dropuri, și pur și simplu construiesc robotul, doar acum am văzut. Mi se pare fascinant, adică mi se pare o idee foarte bună și sper să fie un eveniment foarte lung, să spunem. Adică să vedem această luptă live. Dar da, băiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. În acest videoclip am vrut doar să vă dau aceste informații despre aceste două lucruri, adică despre avertismente și despre robotul acesta, iar precum v-am spus și mai înainte, nu cred că trebuie să ne pregătim de acum de event, ci trebuie să așteptăm ca robotul să fie construit complet. Dar până se va întâmpla acest lucru și până va fi anunțat eventul acesta, cu siguranță că voi mai face probabil că minim un videoclip și o să vă țin la curent. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la Suportă Creator pe Itemshop.